Excelența sa, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Huo Yuchen, a fost oaspete de onoare al celei de-a treia ediții a galei top brand-uri bihorene, care s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână la Teatrul Regina Maria. Prezentă în Oradea pentru prima dată, excelența sa, însoțită de omul de afaceri Viorel Micula, de reprezentanții Federației Patronilor din Bihor, precum și de reprezentanții ai ambasadei, s-a întâlnit cu viceprimarul Mircea Mălan la sediul primăriei și cu prefectul județului Claudiu Pop și președintele Consiliului Județean Cornel Popa. Tema discuțiilor a vizat problemele investitorilor chinezi din zonă, precum și activitatea acestora în județul Bihor. Edilii orașului și ai județului au punctat câteva modalități prin care companiile chineze pot investi în parcul industrial din Oradea și au propus dezvoltarea colaborării cu alte localități din China. Ambasadorul chinez a prezentat trei potențiale punți de colaborare dintre cele două țări, precum turismul, infrastructura și cultura. Între China și România există o prietenie tradițională, o relație foarte bună, de aceea sunt oameni de afaceri chinezi interesați să investească și să coopereze cu parteneri români. Vizita ambasadorului Chinei s-a încheiat cu participarea la Gala Brandurilor Bihorene.